Stănciu ne părăsește. Deci Stănciu a luat-o la ungă. Cum a dus? Da. Deci s-a dus Stănciu e blondă. A dat-o cu Ungaria. S-a dus mitul. Stănciu e blondă. E. Din bucătăria cărui popor face parte supa de ceapă? Francez, austriac, spaniol sau maghiar? Asta știu la scăbit. Ce spaniol? Maghiar. Maghiar, cred. Știu, abarna. Maghiar. Noi nu ținem dietă. Maghiar sau austriac sau francez sau spaniol? Mi-e egal. Nu știu. France? De ce că mănâncă francezii extraordinar de multe? Cred că francez. Știam că din Franța vine supa de ceapă, este o delicatesă a francezilor. Cred că francez, că ăștia-s mai sandilăi cu mâncarea. Francez. Îmi place la nebunie supa de ceapă și cred că bucătăria franceză. Acea grețoasă supă de ceapă. Mie nu-mi place nici să mă bați, dar dacă este duci în Franța, acolo o găsești. Et le sub l'oignon. C'est très, très, très bon, c'est très bon. Și face și foarte bine la sănătate. Francez. L'oignon sup din bucătăria franceză. Mă pricep, fetelor! Fetelor, două ori.